Bună ziua, dragii mei! Mă bucur să fim din nou împreună la Omul, o poveste. Povestea care urmează este una de suflet. Este una prin care putem să învățăm că ajutorarea unui copil poate fi un lucru deosebit de important la un moment dat pentru sufletul micuțului. Învățăm să spunem povești, învățăm să predăm, învățăm să ascultăm copiii la o lecție, dar uneori uităm să învățăm să privim în adâncul micuței ființe care este acolo, lângă noi. Sunt pedagog, sunt profesor, sunt o droaie de lucruri pe care mi le-am dorit de mic copil să fiu. Și acum om mare, într-adevăr sunt. Și tocmai de aceea, pentru că înțeleg importanța educației și pentru că sunt implicată în proiectele educației pentru copii mici, vin acum cu o poveste specială. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să o știți, s-ar putea ca după ce am spus-o să o căutați pe internet și în felul acesta, ascultând-o sau citind-o, s-ar putea să descoperim că educația nu înseamnă doar a sta în fața clasei și a preda. Nu este întotdeauna ușor să predai celor mici. De multe ori trebuie să găsim metode și metode cât mai variate ca să-i ținem atenți. Dar oare câți dintre noi, părinți, învățători și profesori, am reușit să privim cu adevărat în sufletul copilului? Câți dintre noi reușim la un moment dat să trecem dincolo de gândul copilul ăsta nu a învățat lecția? Oare de ce un copil nu a învățat? Ce s-a întâmplat oare cu el? Prin ce spaime a trecut copilul acesta zilele trecute? Oare ce se întâmplă în familia lui acasă? Și tocmai de aceea, dragii mei, povestea lui Teddy s-ar putea să aducă lumină în sufletele noastre. Era odată o doamnă învățătoare care a ajuns la clasa a cincea, a preluat copiii și în momentul în care a ajuns în fața lor, sufletul ei a făcut o promisiune. Ei și-a făcut promisiunea. Ea și-a spus: sunt aici, în fața acestor copii minunați și am să încerc să-i văd pe toți la fel. Am să fiu obiectivă cu fiecare dintre ei. Nu am să pun pe unul mai presus decât alții. Am să fiu egală cu toți. Dar oare este ușor să fii egal cu o clasă întreagă? Așa că din acel moment, doamna a încercat să le povestească, să le explice, să-i asculte și să-i vadă pe toți egali. Numai că la un moment dat, Teddy, băiatul Teddy care stătea în ultima bancă, i-a atras atenția cu ceva. Nici ea nu știa ce anume îl face pe el mai deosebit decât ceilalți. Și totuși, sufletul ei îl căuta la fiecare lecție. Îi punea fel și fel de întrebări, iar Teddy răspundea de fiecare dată. I se părea că el este cel mai isteț băiat din clasă. Numai că la un moment dat, Teddy a început să fie mai delăsător. Nu mai vroia să răspundă și la sfârșitul anului a trebuit să scrie câteva cuvinte de caracterizare pentru fiecare elev. A scris și despre Teddy și nu era încântată
despre cuvintele acelea, tare și-ar fi dorit ca ele să fie altele. Așa că, abătută fiind, s-a îndreptat către caracterizările învățătoarelor din clasele anterioare și a citit caracterizarea lui Teddy din primul an. Aici aceasta scria: Teddy este unul dintre cei mai deștepți băieți din clasă. Răspunde întotdeauna la întrebări, este cu minte, este ordonat, este curat. În anul următor, învățătoarea a scris: Teddy este un copil bun, cu minte, răspunde la întrebări, este atent, dar se pare că în ultimul timp nu prea mai este atent la ore. Se ceartă cu colegii săi. În anul următor, în clasa a treia, doamna învățătoare a scris că Teddy nu este mai deloc atent la ore, că nu-și face temele, chiar uneori se bate cu colegii săi și a aflat că mama acestuia este bolnavă. Iar în anul următor, doamna învățătoare a citit pentru clasa a patra că Teddy este un băiat de lăsător, că vine murdar la clasă, că nu-și face temele, că nu-i pasă de ce se întâmplă în jur, poate și pentru că mama lui a murit. Iar doamna învățătoare de acum și-a făcut mustrări de conștiință că nu a încercat să-l vadă pe Teddy și altfel. Și din acel moment, atenția ei s-a îndreptat în mod special către Teddy. Știa că este material bun, așa că a încercat să-l stimuleze și să-l facă să se ridice la nivelul lui. Mereu îl încuraja, mereu îl dădea exemplu celorlalți copii și la un moment dat am constatat că Teddy singur vrea să răspundă la întrebări. Iar nu peste mult timp, Teddy a început să vină în sfârșit la fel ca toți ceilalți copii cu temele făcute. Și a venit Crăciunul. Și doamna învățătoare a primit câte un cadou de la toți copiii din clasă. A primit într-o hârtie murdară și cadoul lui Teddy. Și nu și-ar fi dorit să-l deschidă de față cu ceilalți copii. Dar clasa a spus: nu, doamnă, vrem să vedem și cadoul lui Teddy. Iar ea a deschis pachetul și acolo era o brățară cu câteva pietre căzute și o sticlă de parfum mai mult goală decât plină. Iar la finalul orelor, Teddy o aștepta pentru că ea se parfumase cu parfumul dăruit de el. Era amărât băiatul pentru că clasa a râs când a văzut ce cadou a făcut el doamnei. Numai că, apropiindu-se de doamna, i-a spus: doamnă, aveți mirosul mamei mele. Și doamna a lăcrimat și l-a îmbrățișat. Și din acel moment, dragii mei, s-a creat o legătură specială între cei doi. Iar Teddy, încurajat mereu de doamna, a început să învețe și mai ales să-și dorească să învețe. Și timpul a zburat și Teddy a plecat la altă școală. Doamna învățătoare a primit o scrisoare de la Teddy în care îi spunea că a reușit al treilea la unul dintre cele mai importante licee din țară. Și doamna s-a bucurat. Și peste 4 ani, doamna învățătoare a primit
o altă scrisoare de la Teddy, prin care acesta îi spunea că a terminat primul liceul și că a intrat la facultate, la medicină. Și doamna tare s-a bucurat. Iar peste încă câțiva ani a primit o altă scrisoare care era semnată Dr. Teddy. Iar aici, în scrisoare, acesta îi mărturisea că a terminat primul facultatea și că ea este cea care a fost pe locul întâi în sufletul lui. Pentru că datorită ei, el și-a dorit să lupte și să învețe mereu și mereu. Și că pentru el, ea este cea mai bună profesoară din lume. Și peste încă câțiva ani, doamna a primit o altă scrisoare în care doctorul Teddy o ruga să vină la nunta lui. El se căsătorea și pentru că nu avea nici mamă, nici tată, o ruga pe ea să-i țină locul mamei lui. Iar ea a mers la nunta lui Teddy, având la mână brățara fără câteva pietricele și mirosind a mama lui Teddy. Dragii mei dragi, poveștile de viață sunt deosebit de emoționante și avem nevoie de ele să ne încărcăm bateriile sufletului cu ideea că se poate. Noi, ca părinți, să ne încurajăm mereu copiii să învețe, dar să fim atenți și la dorințele sufletelor lor. Noi, ca pedagogi, să fim atenți la temele copiilor, la răspunsurile lor, dar să privim uneori cu atenție și să vedem problemele sufletelor lor. Iar s-ar putea, în felul acesta, ca într-o zi, să descoperim că unul dintre elevii noștri ne spune așa peste ani: doamna profesoară, ați fost pentru mine cea mai importantă și mai bună profesoară din lume. Vă mărturisesc că cu ani în urmă, când de la fiica mea am primit diploma de cea mai bună mamă din lume, am plâns. Și poate că și elevii mei, odată și odată, îmi vor spune că le-am creat momente de neuitat. Pentru că împreună, dragii mei, suntem una. Copiii de azi vor fi părinții și profesorii de mâine. A fi profesor înseamnă a lăsa din sufletul tău în sufletul copiilor. Iar tu, ca profesor, făcând gestul acesta, nu faci decât să-ți crești către eternitate sufletul. Este atât de minunat când un copil poate să vină și să-ți spună: doamna profesoară, am simțit sufletul dumneavoastră în sufletul meu. Dincolo de cifre, dincolo de cuvinte, dincolo de lecții, mai există o materie care încă nu s-a inventat pentru copiii și elevii noștri. Vă mărturisesc că am încercat uneori să țin această materie pentru sufletele copiilor. Dincolo de materia pe care o explicam, pe care o predam, veneam cu această materie a sufletului și încercam să descoper în copiii aceia minunați nemurirea. Și știu că pentru unii dintre ei, ceea ce am lăsat acolo a devenit nemurire. Și tocmai de aceea, dragii mei părinți, învățători și profesori, fiecare devenim profesor și învățător
pentru copilul din fața noastră. Pentru că noi îl ajutăm pe copil să-și facă lecția și suntem pentru o perioadă profesor, să încercăm să vedem dincolo de materii sufletul copilului. Și veți descoperi un lucru extraordinar de important. Când vorbiți, când comunicați cu sufletul copilului, celelalte materii se rezolvă de la sine. Așa că, dragii mei, dragi oameni minunați, părinți, profesori, vă dăruiesc bucuria mea, mulțumirea că existați acolo și că îi iubiți și că vă ocupați de cei mici. Viața este mai frumoasă prin voi și, de ce nu, și datorită dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă iubesc tare mult. Mi-aș dori să ne întâlnim față în față, să depănăm amintiri, să comunicăm experiențe și în felul acesta să descoperim că unii lângă alții n-am trăit degeaba. Vă doresc, dragii mei, o zi minunată mai departe, plină de lumină, plină de speranțe, de copii frumoși, sănătoși, împliniți și, de ce nu, integrați împreună în această valoare uriașă care se numește viața. Numai bine tuturor!